Îmi place să folosesc calculator, îmi place tot ceea ce înseamnă tehnologie. De aceea îmi place să citesc o poveste în format electronic. De multe ori, în timp ce citesc o carte tipărită, din cauza greutății, este greu să o mai țin în mână. E mai comod să ții în mână un e-reader, are o greutate mai mică decât o carte groasă. Ați încercat să citiți Micul Prinț în timp ce stați întinși în spat pe o parte? Cam greu să dați paginile, nu? Cu un e-reader nu există această problemă. Într-un e-reader se poate păstra sute de cărți pe care să le ai mereu la îndemână. Viitorul va fi al cărților electronice. Sunt mai ieftine, ocupă mai puțin spațiu, deci se face economie de hârtie, se protejează copacii. Ar trebui să fiu însă atent cu un dispozitiv electronic, să nu-l scap pe jos, să am grijă să nu fie luat, să nu cadă apă. Cu toate acestea, chiar dacă te poate lăsa bateria, chiar în momentul în care eroul principal face ceva incredibil, cheozdanul poate fi mai ușor dacă elevii ar putea înlocui atâtea cărți și caiete cu un e-book-uri, nu ar mai fi deci în spate atâtea kilograme. Probabil că bunicilor mei le-ar fi mai ușor să citească pe un e-reader. La multe dintre ele poți mări dimensiunea literelor. Oare ar putea ei renunța la cele două biblioteci pline de cărți pe care le-au citit de nu știu câte ori? La e-book pot pune câte semne de carte vreau, fără să mă zgălesc sau să îndoi colțurile foilor. În acest fel ascult și sfatul doamnei învățătoare, care ne spune mereu să ne purtăm frumos cu cărțile. Tata mi-a spus că în curând cartea tipărită va fi mai scumpă decât cea în format electronic. Ca toți părinții, el se gândește la varianta cea mai ieftină. El crede că lectura este foarte importantă, un motiv în plus să fie de acord cu mine că voi avea nevoie de un e-reader performant.